9 iunie contează mai mult decât crezi. Atunci îi vom alege pe cei care ne reprezintă și care vor lucra pentru noi și pentru viitorul nostru european. Sunt Alexandra Roșu și îți voi dezvălui povestea candidaților pentru ca tu să îi descoperi ca oameni și ca profesioniști. Alege inspirat și asumat. Alege Transilvania! Urmărește Alege Transilvania, sunt Alexandra Roșu și pentru această ediție vom afla motivele pentru care invitata mea, doamna Ramona Goga, reprezentanta partidului USR, ne cere votul și încrederea pentru a deveni consilier în Consiliul Județean Sălaj, fiind totodată și candidat pe lista pentru alegerile europarlamentare. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. O să începem în forță, întrebarea care sparge gheața și aș dori să vă întreb, este Zalăul de astăzi un oraș european? Mi-aș dori să pot să răspund că da, însă din păcate Zalăul mai are un drum destul de lung de parcurs ca să îl putem numi un oraș cu adevărat european. Într-adevăr se fac investiții, vin investiții și din fonduri europene și din fonduri naționale, se încearcă. Însă mai este o cale destul de lungă, cum ziceam, până a deveni un oraș cu adevărat european, ca să-l putem compara cu orașele din centru sau vestul Europei. Și cam câți ani credeți că mai avem de așteptat până să ajungem și la un oraș european? Teoretic n-ar trebui să așteptăm foarte mult. Este important să fim atenți la cât de calitative sunt lucrările din oraș și să ne asigurăm că acoperim nevoile tuturor cetățenilor și nu nevoile proprii. Și atunci, dacă ne bazăm pe ce nevoi au cetățenii și încercăm cât de cât să mergem pe linia asta a dezvoltării durabile, cred că putem să ajungem destul de repede. Da, mulțumesc. Pentru cei care nu vă cunosc, n-au avut șansa să vă urmărească interacțiunile, dezbaterile, modul în care vedeți problemele punctuale ale județului și ale orașului nostru, aș vrea să fac o scurtă prezentare a activității dumneavoastră și, dacă este nevoie, eventual să avem și completarea dumneavoastră. Sunteți absolventă de relații internaționale și afaceri europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ați intrat în politică în anul 2019. Aveți o experiență deja în Consiliul Local, fiind cel mai tânăr consilier local din municipiu. Vă aflați acum la al doilea mandat consecutiv de coordonator al Departamentului de Relații Internaționale pentru USR Tineret. De mai bine de 4 ani lucrați ca editor în domeniul cercetării științifice pe probleme legate de sustenabilitate și afaceri administrative. Este corect? Da, este corect. Dacă vreți să mai adăugați ceva, ce credeți că este important sau relevant? Cred că este relevant să spunem și faptul că am încercat să păstrez o continuă formare de când am devenit consilier și chiar și înainte. Am fost stagiar în Parlamentul European în cadrul stagiului oficial, stagiul Schuman. Am fost și stagiar în 2016, când a fost guvernul tehnocrat, la Guvernul României, la Ministerul Fondurilor Europene. Și de atunci am mai participat la câteva cursuri și academii de formare la nivel european, cum ar fi în cadrul Comitetului Regiunilor, la programul Young Elected Politicians, care a durat mai bine de un an, unde am avut plăcerea și responsabilitatea de a dezbate și a discuta cu oameni din toate colțurile Europei și să găsim bunele practici din alte locuri ca să putem să le aducem și să le aplicăm acasă. Pornind de aici, atunci aș îndrăzni să vă întreb, cum apreciați noastră că văd europenii apropierea de om, de cetățean, și cum o văd cei de la noi, de aici, de acasă? Este vreo deosebire? Depinde despre ce state vorbim. La nivel european, în general, statele centrale sau statele vestice tind să se simtă mai aproape de Uniunea Europeană. În schimb, la noi, euroscepticismul este destul de ridicat. Din păcate, vedem asta, că începe să prindă amploare și în state mari, cum ar fi Franța, cum este Italia. E un lucru periculos, acest lucru? Este un lucru extrem de periculos în condițiile în care curentul extremist prinde din ce în ce mai multă putere și, din păcate, ei vin doar cu critici și cu un mesaj foarte negativ și nu vin cu nicio propunere pentru dezvoltare și asta cred că este un pericol real pentru toate statele europene. Dar să fie oare cetățeanul, alegătorul de vină pentru că devine eurosceptic?
Nu cred că este vina alegătorului, cred că este o vină colectivă. Este problema, în primul rând, pornește de la educație. Este lipsa unei educații civice, așa cum trebuie, la nivelul statelor și asta duce la faptul că oamenii și tinerii tind să creadă mult mai ușor mesajele populiste, să li se pară că rezonează cu ele și să facă, în momentul în care merg la vot, să pună ștampila cum cred ei că este mai bine, însă fără a fi foarte bine documentați, tocmai din lipsa de educație. Deci este o lipsă colectivă, nu este vina votantului, ci este o vină a tuturor. Dar oare promisiunile care se fac, adică, nu știu, atunci când am intrat sau când i s-a spus că este bine să intrăm în Uniunea Europeană, nu numai nouă și celorlalte țări, și care nu se îndeplinesc și vedem că până la urmă, de la o zi la alta, pare tot mai lung drumul de unde trebuia să fim și unde suntem astăzi, vedem că nu suntem cu toții egali în drepturi, vedem că unele țări din Uniunea Europeană au devenit peste noapte, așa să zicem, de-a lungul timpului, din ce în ce mai bogate, mai prezente, mai influente, iar restul, cei care au venit mai târziu în această cursă, să zicem, de a se alinia și de a deveni cetățeni europeni cu drepturi depline, așa cum ne place să ne spunem și să ne credem, vedem că vorbim totuși de un dublu șablon, de un dublu standard, nu vedem același lucru. Cum vedeți acest aspect? Aici putem să vorbim despre Europa cu mai multe viteze. Încercarea a fost să se aducă toate statele europene la același nivel. Eu nu cred că din partea instituțiilor europene se face vreo discriminare, să spun așa, pentru că deciziile acolo nu sunt niște decizii care să favorizeze numai România sau numai Germania sau numai Franța. Sunt niște decizii care ar trebui să fie aplicabile în toate statele membre. Și atunci trebuie să ții cont de niște compromisuri. Nu au fost niște promisiuni deșarte, promisiunile sau planul pe care România l-a avut în momentul în care a intrat în Uniunea Europeană. Faptul că suntem în Uniunea Europeană ne protejează și de război pe care îl avem la graniță, ne protejează lucrătorii din alte state, de exemplu, dar trebuie să fim atenți și la guvernarea pe care o avem la nivel național. Dacă guvernările de la nivel național, și vorbesc aici despre toate statele din Uniunea Europeană, ar implementa programele în așa fel încât să intre în linie cu toate statele membre, cred că altfel ar fi situația. În schimb, ce se întâmplă la nivel național este o realitate cumva paralelă față de ce se întâmplă la nivel european și este destul de greu să ajungi la același nivel când tu nu ai o politică educațională constantă, când nu ai o politică de sănătate constantă, când competențele care țin doar de nivel național nu sunt duse la capacitate maximă, ci sunt ținute pe loc și tu te bazezi să primești numai ajutor din partea Uniunii Europene. Dar primim și ajutor de acolo, primim o grămadă de fonduri pe care trebuie să le absorbim și trebuie să creăm niște proiecte concrete. E foarte greu pentru noi să facem asta din moment ce nu avem o direcție clară la nivel național. Păi da, dacă vorbiți de o Europa cu mai multe viteze, așa cum și este, aș îndrăzni să vă întreb de ce noi stăm într-o viteză, alte țări ca și noi intră mai repede în alte viteze, în contextul în care, nu știu, noi trăim într-o Românie eșuată, adică până la urmă mi-e greu să cred că putem oarecum să accedem mai repede la celelalte niveluri. Într-o Românie eșuată care se voia o Românie educată, nu? Da, dacă e un paradox. Să spunem cum, da. Din păcate, este o problemă care ține de nivel național și de guvernare. Noi am putea să primim mult mai multe fonduri și să nu mai fim blocați la nivel european dacă am eliminat, spre exemplu, pensiile speciale, ceea ce nu s-a dorit să se implementeze până în acest moment. Ăsta este doar unul dintre factorii care ne-ar putea ajuta destul de simplu să putem să fim, să creștem un pic la nivel european. Pe lângă asta, România nu și-a atins potențialul. Noi suntem a șasea țară ca mărime în Uniunea Europeană și totuși nu suntem tratată ca o țară mare. Trebuie să venim cu mai multă asumare, să venim cu mai mult curaj, să trimitem acolo oameni care chiar merită să fie acolo și care sunt în instituțiile europene ca să lupte pentru România și nu pentru interese proprii sau pentru niște salarii pe care auzim noi la televizor că le primim la Bruxelles.
Da, credeți că interesul de a fi acolo în UE a fost doar pentru faptul că noi suntem o țară foarte mare și putem fi o plajă de absorție, de consum practic, adică în loc să ne focusăm noi pe exporturi, noi ne focusăm pe importuri. Adică tot ce n-au alții nevoie, ne le trimit la noi. Da, asta e tot o problemă care pornește de la nivel național. Într-adevăr, suntem văzuți mai tare decât ca o piață de desfacere, decât ca un exportator, noi care obișnuiam să avem exporturi foarte mari la nivel agricol. Ar trebui, așa cum ziceam, să ne axăm mult mai mult pe ce ar trebui noi să facem, pe obiectivele de țară, să ne setăm niște obiective clare de țară și să le respectăm. Da, vi s-a părut că aveam un plan sau un program de țară? Teoretic avem un plan de țară, un proiect de țară care nu a fost respectat. Vedem foarte mulți chiulangii în Parlamentul European, vedem foarte mulți oameni care nu au dat doi bani pe aderarea României la spațiul Schengen. Avem prea puțini care au făcut foarte mult lobby la Bruxelles pentru aderare. Drept urmare, am primit doar o aderare ce nu s-a mai văzut până acum la spațiul Schengen, doar la nivel aerian și naval și la nivel terestru, unde avem cele mai mari cozi la granițe. Da, dar ați văzut că au spus guvernanții că e bine că am început și așa. Asta zice foarte mult despre guvernanții de la nivel național, despre care nu aș vrea foarte mult să comentez. Vreau să vă întreb, doamna Goga, de ce vă atrage politica și ce avantaje doriți, de fapt, să obțineți cu candidatura noastră? Mie nu mi-a plăcut politica niciodată și nu pot să spun că politica națională îmi place în acest moment. Am intrat în politică pentru că am simțit că este singurul mod în care pot să fac o schimbare în comunitate. M-am decis să intru în politică, adică aveam așa gânduri încă din 2016, când vă ziceam că am fost la internship la Guvernul României, când am văzut cât de mult lucrează acei miniștri tehnocrați și cât de greu le este să se implementeze niște politici, să corecteze niște politici care ar fi trebuit să fie bine făcute de la început. Dar m-a convins și mai tare anul 2019, când chiar m-am înscris în partid și când am continuat cu politica. Mi-a plăcut foarte tare alegerile europarlamentare din 2019, fiind atunci la Bruxelles, am putut să urmărim live din fața Parlamentului rezultatele și în momentul în care a apărut Alianța USR Plus, cum era atunci pe ecran cu procentul acela de 22%, toată lumea din spatele meu a țipat și mi-a dat seama cât de mulți români sunt la Bruxelles și cât de mulți români rezonează cu partidul în care eu tocmai mă înscrisesem și atunci am prins mult mai mult curaj ca să vin acasă și să mă implic mult mai mult în comunitate și să candidez atunci la Consiliul Local. Și de ce ați ales USR? Am ales USR pentru că rezonez cu valorile pe care USR-ul le are și cu direcția pe care USR-ul vrea să o implementeze în România și atât la nivel macro cât și la nivel micro de localități, de comune și faptul că există foarte mulți oameni verticali în USR. Da, interesant. Și pentru faptul că politica deja devine o pasiune, din câte observ, aș vrea, pentru cei care nu vă cunosc, să ne spuneți cam ce hobby-uri, ce pasiune aveți, ce faceți în timpul liber atunci când încercați să vă destresați din partea asta așa mai aplecată spre problemele țării. E foarte puțin și foarte limitat timpul liber, cel puțin în perioada aceasta. Pe lângă ieșirile pe care noi le-am avut constant în stradă din 2020, de când ne-am preluat mandatul, îmi place foarte tare să citesc, să ascult muzică, asta mă relaxează extrem de mult și sunt o împătimită a sportului, urmăresc și practic, îmi place foarte mult să mă uit inclusiv la fotbal, inclusiv la înot, sărituri în apă, dar preferatul meu este handbalul pe care l-am practicat timp de 10 ani aici la Zalău. Da, mulțumesc! Legat de proiecte, planuri și perspective, dar în același timp, legată și de partea de realizări și obiective, vreau să vă întreb care sunt principalele dumneavoastră realizări politice în afară de toate aceste activități și acțiuni pe care le-ați întreprins. Aș merge de la nivel local și m-aș duce spre nivel național. La nivel local am reușit, cred eu, să îi conving pe colegii mei din Consiliul Local că este nevoie de investiție în cultură. Dacă la început de mandat am pornit de la investiție zero la nivel de cultură sau sport de masă, acum vedem că există de la începutul planului bugetar o mică contribuție spre aceste domenii. Nu este suficientă, însă
să crești de la 0 la 50.000 de lei este un pas înainte, cred eu. Am reușit să trecem amendamente pe buget pentru asta, ceea ce e extrem de greu să faci din opoziție și totuși am făcut. Și mă bucur la nivel local faptul că și oamenii văd lucrul acesta și că și oamenii încep să se implice din ce în ce mai mult în viața politică. La nivel național și internațional am reușit să facem din Organizația de Tineret a USR-ului, împreună cu colegii din Departamentul de Relații Internaționale, cea mai activă organizație politică de tineret din România la nivel internațional. Cam în cât timp? Asta este o muncă pe care au început-o colegii mei de prin 2017 și de când am intrat în organizațiile umbrelă la nivel european, care se numește LIMEC, și la nivel internațional IFLORI, din 2020-2021 am reușit să dovedim acolo că, deși venim dintr-o organizație relativ mică din România, putem să venim cu idei și cu propuneri foarte bune la nivel de politici europene. Cu ce diferă poziția de europarlamentar de cea a unui consilier județean și care vă simțiți cel mai confortabil? Cu siguranță, conform studiilor și experienței de până acum, aș simți mai confortabil cu poziția din Parlamentul European, însă faptul că am fost și sunt încă consilier local, cred că m-ar ajuta și în Consiliul Județean. La nivel de alegeri, diferența este că în Consiliul Județean pot alege doar cei din Sălaj, la Parlamentul European putem să alegem la nivel național, însă e și la nivel de responsabilități. După cum știm, Parlamentul European nu are un drept de inițiativă foarte bine definit, trebuie să lucreze întotdeauna cu Consiliul și cu Comisia. În schimb, la nivel județean se poate veni cu o propunere, cu un proiect pe care să-l implementezi, să vezi acolo munca concretă, mult mai repede decât o poți vedea din Parlamentul European. Da. Cum arată agenda cu care candidați și cât de realistă este? Consider că agenda pe care o propun pentru alegerile europarlamentare și pe care noi o propunem ca și grup este foarte realistă. O să vă spun ce priorități am eu și ce mi-aș dori eu să văd. Mi-aș dori să văd Uniunea Europeană mai aproape de oameni, exact așa am numit punctul și în programul meu. Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă mult mai mult ce înseamnă Uniunea Europeană, cât de important este să fim în Uniunea Europeană și câte beneficii avem prin faptul că suntem membri. Și există deja un exercițiu deja de succes din Anul European al Tineretului, se numește Conferința privind viitorul Europei. Acolo oamenii au putut să vină cu tot felul de propuneri, să participe la evenimente, la proiecte și să le pună pe masa de discuție, să fie duse înspre Comisia Europeană și spre Consiliu și să vedem care din ele se pot pune în politici și trimise la nivel național. Asta ar fi una dintre ele. Mi-aș dori să mă lupt pentru partea de mediu. Este extrem de important să avem o tranziție verde cât se poate de ușoară pentru țara noastră, dar, după cum ziceam, la nivel european trebuie să luăm în seamă toate statele membre, deci ar trebui să vedem ce compromisuri se pot face în așa fel încât Pactul Verde European să devină o realitate și să implice toate statele membre în implementarea lui. Și a treia prioritate ar fi, dar nu asta e neapărat ordinea lor, a treia prioritate ar fi garanția pentru tineret adaptată la realitățile de acum. S-a readaptat de curând, însă cred că revoluția digitală aduce și mai multe schimbări și este important ca tinerii să învețe care sunt competențele și cum să se descurce la joburile viitorului. Aici ar fi important de introdus o secțiune de pregătire, unde oamenii și tinerii să învețe cum se pot pregăti pentru joburile viitorului, în așa fel încât să nu mai spunem că inteligența artificială ne fură locurile de muncă, ci să fim noi cei care controlăm inteligența artificială. Da. Interesant. Bănesc că nu v-ați oprit numai la aceste trei puncte, dar acum, pentru că timpul nu ne permite, din câte am văzut, e mult mai stufos programul pe care îl propuneți. Cât de deschisă vi s-au părut pe durata celor două mandate de consilier avute autoritățile locale la ideile și proiectele noastre? E un singur mandat de consilier. Două mandate am avut ca coordonator al Departamentului de Relații Internaționale. Da, okay. La nivel local, dacă am pornit de la mi se închide microfonul și mi se spune că sunt prea tânără ca să am o părere despre problemele din comunitate, cred că am reușit să evoluez și să fac pe colegii mei să mă asculte.
cred că sunt relativ deschise, doar că nu în momentul în care vin propunerile de la opoziție. Adică în momentul în care noi venim cu o propunere, răspunsul este întotdeauna nu se poate sau nu este momentul și la următoarea ședință apar pe ordinea de zi, având ca inițiator persoana potrivită ca să treacă proiectul. Este puțin deranjant, dar în momentul în care vezi că în comunitate se face ceva care este benefic, eu cred că este binevenit, indiferent de ce culoare politică este pusă ca inițiator. Tonul face muzica? Cum? Tonul face muzica? Cam așa s-ar părea. Da, ați găsit sprijin în ceilalți consilieri din alte partide atunci când vreți să vă implementați astfel de idei, de proiecte noi? Categoric, la nivel național discutăm cu colegi din toată țara și în momentul în care avem o idee sau avem nevoie de un proiect, să zic așa, să-l dezvoltăm, cerem ajutorul și colegilor din alte județe. Poate avem colegi care au mai fost consilieri locali, în special colegii de la București, care vin întotdeauna în ajutorul nostru atunci când o cerem. Și la nivel local? Și la nivel local, doar că la nivel local nu am mai avut, adică am avut un singur coleg care a mai fost consilier local, am mers și înspre el pentru ajutor și ne-a ajutat întotdeauna și încercăm să discutăm noi între noi și cu oamenii care sunt specializați pe domeniile respective, să vedem care sunt cele mai bune propuneri și care sunt cele mai bune proiecte pe care le putem implementa. Mulțumesc! Sunteți de părere că, din punct de vedere sportiv și cultural, Zalăul nu excelează. Ce lipsește, de fapt? Din punct de vedere sportiv, Zalăul excelează, dar nu le recunoaște meritele. Zalăul nu excelează la sportul de masă. Asta este o problemă extraordinar de mare, având în vedere că noi ne dorim să aducem tinerii înapoi acasă. Dacă noi ne dorim să vină tineretul înapoi, trebuie să le oferim și șansa ca copiii lor, în momentul în care sunt aici, să poată să practice un sport, să aibă unde să facă asta. Până de curând, clubul sportiv local nu avea secții decât pentru băieți. De ceva vreme au făcut public și faptul că, la insistențele noastre, au făcut public și faptul că o să primească și fete, inclusiv la echipele de fotbal, chiar dacă nu se formează o grupă întreagă. Mi se pare un lucru foarte bun. Începem încet, încet, chiar dacă după 4 ani, să reușim acest lucru. Iar la nivel de cultură, din păcate avem prea puțini operatori culturali care fac asta. Avem un operator cultural mare care face un festival de teatru vara și eu cred că trebuie mult mai mult sprijin, atât pentru operatorii culturali care deja fac ceva în oraș, cât și pentru cei care ar vrea să facă, dar nu au fonduri să facă asta. De ce credeți că tinerii nu sunt valorizați la adevărata lor valoare, tinerii noștri de acasă, din Zalău, din județ? Pentru că lumea nu e obișnuită ca tinerii să aibă ceva de spus și faptul că tinerii noștri din Sălaj pleacă în alte orașe și alte județe ca să își găsească menirea în lume, să-și facă o facultate, să aibă puțină experiență profesională, ei văd acolo că este extrem de bine și le este mult mai greu să se întoarcă. Și atunci cei care rămân aici poate nu sunt destul de implicați în viața civică ca să-și spună punctul de vedere și de aceea oamenii nu sunt obișnuiți să audă pe tineri. Însă sunt destui tineri care au ceva de zis și care merită să fie ascultați și cred că e important să punem la aceeași masă și oamenii cu experiență, dar și tinerii care vin cu inițiative și cu idei noi, că dacă noi nu-i ascultăm pe tineri, nu o să știm niciodată ce nevoie au. Ce legătură există între tineri și USR? USR-ul este partidul care a sprijinit întotdeauna tineretul și care a dat o independență destul de mare organizației de tineret. Noi reușim să facem proiecte destul de mari la nivel național, avem și proiecte internaționale unde avem oaspeți din toată Europa care ne vin și încercăm și de foarte multe ori reușim să implicăm oamenii care sunt acolo sus și pot să ia decizii în Parlamentul României, în Parlamentul European, să-i convingem că există anumite politici de care noi avem nevoie și să le punem în fața lor să le ia la masa discuțiilor și de foarte multe ori fac lucrul acesta. Este extrem de important să vedem că avem sprijinul lor și cred că suntem pe o direcție bună din acest punct de vedere. Altfel spus, le puneți la dispoziție o platformă astfel încât ei să devină vocali și să devină cunoscuți. Exact. Și să-și facă cunoscute ideile și proiectele. Da, exact.
Pentru că vorbeam la începutul emisiunii noastre despre România educată și ne referim și la tineri. Cum vă explicați faptul că noi școlim acești tineri din banii noștri, a contribuabilului, deci să școlesc pe banii publici, nu vorbim de universitățile private, vorbim, să zicem, da, de unitățile publice. Bineînțeles că învățământul primar e gratuit și liceal și așa mai departe, iar după care nu ne mai interesează ce facem cu aceste valori și pur și simplu exportăm, le exportăm, da? Le trimitem practic forțat în afară pentru că aici nu au posibilitatea să-și găsească ceea ce caută ei și, bineînțeles, în concordanță cu pregătirile și nevoile pe care și le dore și cu aspirațiile lor. Atunci, cum putem vorbi despre performanță? Tinerii pleacă și în timpul studiilor. Foarte mulți. Și nu e o problemă că pleacă sau că capătă în afara țării un pic de experiență sau că învață foarte multe lucruri. Problema foarte mare e că nu se mai întorc, pentru că nu le oferim aceleași oportunități, nu le oferim salarii care să fie competitive și cred că fenomenul ăsta de brain drain a prins amploare de foarte mult timp. Nu este o problemă pe care o avem doar acum, e o problemă pe care am avut-o de foarte mulți ani. Și cred că principalul factor și principalul vinovat este politicul, care nu știe să pună în aplicare niște politici de tineret care să-i convingă să se întoarcă și să aplice cunoștințele pe care ei le dobândesc în afară. Cât ne costă, de fapt, acest export al creierelor? Ne costă foarte mult. După cum ziceam, România încă nu și-a atins potențialul maxim în Uniunea Europeană și asta este unul dintre factori. O să și-l atingă vreodată? Eu sper că o să ne-l atingem. Sper că o să ajungă la Bruxelles oameni cărora le pasă de România și nu oameni care merg acolo doar ca în momentul în care apar la emisiuni TV să se prezinte că eu sunt X și sunt europarlamentar, fără a se putea lăuda cu vreun dosar mare pe care a lucrat sau cu vreun lucru bun pe care l-a făcut acolo. Și faptul, exodul acesta al tinerilor trebuie, nu trebuie neapărat oprit, dar trebuie să vedem cum facem să-i convingem să vină înapoi acasă și să le oferim niște condiții. De asta avem nevoie de tineri la masa deciziilor și cred că e extrem de important să vadă că ei de fapt sunt ascultați și că sunt puse în practică acele politici de tineri de care ei au nevoie. Dar de fiecare dată, la guvernare, tinerii au fost așa doar o monedă electorală și în momentul în care oricine a ajuns la guvernare, moneda aia s-a devalorizat în ochii lor și au fost lăsați la coadă. N-au mai fost considerați o prioritate și atunci, din moment ce tu ești o prioritate doar în momentul în care se dau promisiuni, dar când se fac lucruri concrete, planul pentru tinere nu mai există, este extrem de demotivant pentru noi. Ca să ne întoarcem acasă, care apreciați noastră, doamna Goga, că sunt motivele pentru care sălăjenii de multe ori spuneți că nu au un spirit civic vocal sau foarte bine evidențiat, nu își exprimă așa cum ar trebui nemulțumirile, neajunsurile, unii dintre ei sunt vocali, spuneți, doar pe rețele de socializare, dar vedem că pe acele administrația nu le frecventează pentru a lua contact cu realitatea din teren. Din moment ce din fotoliile instituțiilor în care se află, lucrurile se văd altfel, mult mai bine, mult mai roz, mult mai optimiste. Cred că tinerii care rămân în sălași și care sunt foarte puțini, nu își exprimă atât de bine spiritul civic, să zic așa. Avem foarte mulți tineri care candidează, din păcate, în alte județe. Și am observat asta inclusiv la Cluj, am observat asta inclusiv la Oradea sau la Timișoara. Și cred că ar fi foarte important să-i convingem că și sălajul merită să se dezvolte și că merită să primească atenția lor ca să crească și acest județ și ca să-i convingă și pe alți tineri că sălajul e un județ extraordinar de frumos, trebuie doar valorificat. Cum ar trebui să arate sălajul prin ochii unui europarlamentar ales de sălăjeni? Ar trebui ca toată țara să arate foarte bine și să poată să absoarbă fonduri europene cu cap și să se asigure că implementarea lor este așa cum spune manualul
și nu în momentul în care se recepționează o lucrare, ajungem acolo și lucrarea este pe jumătate deja stricată, dar noi tot o recepționăm pentru că a trecut data limită. Și trebuie să tăiem panglica. Da. Panglica cred că se poate tăia și mai târziu. Avem exemple de la Timișoara unde au fost chiar amendați cei care au executat lucrările așa de pomană și putem să luăm exemple de bună practică și din alte locuri, nu neapărat să putem să venim și să ne lăudăm că uite, am făcut acest lucru, deși este prost implementat, nu vorbim despre asta, ci vorbim doar că s-a făcut. Nu e important doar să se facă, este important să se facă cu cap. Mulțumesc. Ajungem și la rubrica Cetățenii vor să știe și vreau să vă întreb ce vă motivează să rămâneți în politică și care sunt principalele lucruri de care vă veți ocupa din poziția de consilier județean și respectiv europarlamentar, dacă ieșiți. La nivel de Parlament European deja am vorbit despre prioritățile mele, în special tineret, mediu și spiritul civic. La nivel local avem un proiect comun, ar trebui să avem o infrastructură județeană dezvoltată, ar trebui să ne asigurăm că există masă caldă în cât mai multe școli și cred că proiectul comun pe care noi îl avem este extrem de bun și ar fi necesar ca el să fie implementat pentru binele locuitorilor județului. Da. Cât de real, de practic și de realizabil vi se pare mesajul general de campania lui USR, Alege România Modernă? Este foarte realizabil, deși România are foarte mulți locuitori în rural și locuitorii din rural cred că își doresc o Românie mai modernă și când zicem de modern nu ne referim neapărat la digitalizare, așa cum ar putea crede unii, ci ne referim la a încerca să evoluăm și noi în pas cu alte state ale Uniunii Europene, în pas cu alte comunități din România, care deja au ajuns la un nivel foarte înalt și o Românie modernă este o Românie în care fiecare cetățean se poate dezvolta armonios și poate să își atingă potențialul maxim cu sprijinul și cu susținerea celor care lucrează pentru comunitate. De ce va fi mai bună România modernă decât România educată? Proiectul României Educate este clar că a eșuat și asta vedem și noi acum, vedem vizite de milioane de euro pe banii noștri în țări cu care noi nu am avut contact. Vedem sau nu vedem un plan la nivel educațional care să funcționeze, nu vedem o reformă a sistemului de educație. Și asta mi se pare extrem de grav. În condițiile în care în școli se predau după manuale pe care le-am avut și eu și poate chiar și părinții mei în școală, în condițiile în care ne axăm pe aceleași materii fără să mai introducem sau să adaptăm programa la nevoile reale pe care le are societatea în acest moment, cred că vedem cu siguranță că acest program al României Educate este un proiect eșuat și atunci România modernă ar trebui să fie total diferită și să fie să respecte cetățeanul. Cred că asta e cel mai important, să respectăm nevoile cetățenilor și să fim atenți la evoluție, pentru că lucrurile evoluează extrem de repede și este nevoie să fim atenți la tot ce este în jurul nostru și cum se dezvoltă fiecare ramură. Din întâlnirile pe care le-ați avut cu zălăoanii până acum și cu sălăjenii, ce nemulțumiri și neîmpliniri au aceștia și cum credeți că ați putea rezolva din aceste probleme? Am încercat de la început de mandat să rezolvăm problemele. Sunt cam aceleași din 2020 până acum. Problema recepției lucrărilor proaste, de proastă calitate. Este extrem de bine că facem lucruri și că Zalăul se dezvoltă, însă trebuie să ne dezvoltăm spre o direcție anume și să încercăm să facem Zalăul un oraș sustenabil. Parcurile se renovează, e foarte bine, dar ne lipsește foarte mult spațiu verde, de exemplu. Eu sunt o iubitoare a spațiului verde și când vedem că
în zonele centrale se taie copacii pentru a înfrumuseța și a lăsa spațiu să se vadă clădirile. De acord, clădirile noastre din zona centrală sunt foarte frumoase, dar este foarte important să avem și puțin verde acolo. În loc de spații unde punem numai dale crăpate pe jos, cred că puteam să punem și puțină iarbă. Și în parcuri cred că putem să venim și cu mai mult verde, pentru că e mult mai sănătos și pentru copiii care se joacă acolo. Deci problemele sunt cam aceleași, se găsesc soluții, dar soluții parțiale ca să se facă ceva, dar cred că e nevoie de să facem un pas și mai înainte și să luăm în seamă și alți factori, nu doar faptul că trebuie să vadă lumea că s-a făcut ceva, ci să facem ceea ce trebuie pentru oameni. Mulțumesc. De ce este importantă pentru noastră data de 9 iunie? Data de 9 iunie trebuie să fie importantă pentru toată lumea, nu doar pentru mine. Data de 9 iunie este o dată foarte specială pentru că avem 5 buletine de vot în fața noastră. Trebuie să votăm cu responsabilitate, să ne interesăm cine sunt candidații, ce propun ei și cu cine rezonăm noi cel mai mult și cine am dorit noi să vedem în comunitatea noastră și la nivel național. Și e ceva ce nu s-a mai făcut până acum, să fie puse în același timp și alegerile europene și alegerile locale, care sunt cumva la poli opuși, adică într-adevăr trebuie să pornești de la firul ierbii ca să poți să faci și politici europene, dar discuțiile purtate în comun despre cele două sunt extrem de dificile. Și cred că data de 9 iunie trebuie să fie tratată cu foarte multă responsabilitate de către toată lumea și să fim siguri că mergem la vot. Asta e cel mai important, să ne exercităm dreptul de vot și să punem ștampila pe acei oameni care credem noi că ar face bine comunității. Cum simțiți că tratează USR-ul aceste alegeri din data de 9 iunie? Fiind în plină campanie și nu doar acum, noi am ieșit între oameni de foarte multe ori, am discutat cu oamenii, avem un proiect care se numește Door to Door, unde discutăm cu oamenii despre diferite probleme la nivel local în toată țara. Cred că USR-ul tratează cu foarte multă responsabilitate această dată și aceste alegeri și își propune să vină cu cele mai bune soluții ca și concluzii la discuțiile pe care le-am avut cu oamenii. Și în final, iată, mai am foarte multe întrebări, dar timpul nu ne mai permite. Aș vrea să vă ofer șansa, doamna Goga, să vă lansați un mesaj, o promisiune pentru cei care vor merge la vot în data de 9 iunie și să vă voteze. În acest an, peste 1 milion de tineri vor vota pentru prima dată în România. Tinerii nu sunt doar viitorul, ci ei sunt și prezentul și noi vom fi responsabili pentru deciziile pe care le luăm. Este foarte important ca pe 9 iunie să mergem la vot și să votăm responsabil acei oameni care propun proiecte și nu care vorbesc doar ca să dea bine la televizor. Haideți să mergem la vot pe 9 iunie și să votăm cu responsabilitate. Mulțumesc foarte mult. Punem punct aici aceste ediții. Vă mulțumesc că ați răspuns tuturor întrebărilor și curiozităților mele. Iată, 9 iunie se apropie cu pași mici, dar repezi, fiecare om și vot contează. De aceea vreau să vă încurajez să votați asumat și inspirat. Alegeți Transilvania!